Salutare lumei și bine m-am regăsit la episodul 39 din seria noastră de Good Game Empire. Înainte să începem, vreau să fac niște anunțuri. În primul rând, unul destul de important. După cum vedeți, mai este puțin și se termină Insulele Furtunii pe luna aceasta. Și mai avem nevoie de câțiva player destul de puțini. O să mai vin oricum vreo 2 player cu puncte puțin mai multe. Și vom ajunge aproape la 200.000, dar mai avem puțin acolo nevoie de 2-3 player cu 5.000 sau poate chiar mai mult dacă aveți voi și vreți să veniți să ajutați. Și dacă vreți asta, am lăsat mesaj privat și vă bag frumos aici și facem 200.000. Bun, hai să ștergem aici rapoartele frumos. Ok. Bun. Așa, n-a apărut ieri episod pentru că m-am enervat, fraților. S-a întâmplat ceva destul de urât. După cum vedeți, am și puterea destul de scăzută și asta are legătură cu acea chestie. M-am pregătit eu frumos pentru străinii aceștia. Am avut 6.000, aproape 6.000 atac pe verde. Vin străinii, bam, frumos, 6 atacuri din start am dat pe ei. Și s-a întâmplat ceva destul de urât. Mi-au dezertat 3.500 de soldați în timp ce erau atacurile pe străini. Dintre care 3.000 erau 3.000 de spintecători. Și din aia 5.000 atac mai rămas 1.500 și din aia s-a cam pierdut vreo 600 din atacuri, deoarece din 1.500 atac am mai ajuns doar 500 și s-a dus naibii tot atacul. Deci practic am mai rămas cu vreo 800 de soldați din aceia aproape 6.000. Așa că am avut niște nervi în ziua aceea și n-am mai avut chef să postez. Deci din așa cauză n-am mai apărut. Acum atac străinii doar pentru resurse, nu mai vreau top 100. Probabil data viitoare voi încerca din nou. De la ce mai război? Ok. Bun, se pare că e pentru blatul războiul, nicio problemă. Ok. Bun. Deci, asta e cauza pentru care n-am postat. Am avut niște nervi destul de mari și... Da, destul de mari, pardon. Am venit și eventul cu recrutatul. Am recrutat vreo 800 de soldați, 1 plus 1. După am avut niște treabă și am pus 5 plus 1 ca să nu se piardă festinul. Dar toți sunt prin top aici, locul 28. Stați puțin că mi-am mulțit puțin piciorul aici, așa. Ok. Toți sunt aici prin top, eram pe locul 9-10 cu 800 de soldați parcă și da, tot e bine, oricum top 100 îl prind, deci nicio șansă să pierd top 100. Ideea e că mai bag diseară un festin, deci bag și acum 5 plus 1, deoarece după acest clip va trebui să mă duc până undeva, am niște treabă și revin peste ori, mai pun iarăși așa până se duce tot festinul. Oricum, diseară dau un festin 1 plus 1, mai fac acolo 1500 cu 1100, zicem, de acum, e 2000 și ceva, 2600. Și cred că cu 2500 iau top 100, dacă nu, oricum mai dau mâine dimineață un festin sau ceva, dacă e să nu iau top 100. Oricum, top 100 nu e un premiu foarte mare, adică sunt doar 56 de spintecători și 50 de renegați din acea de pe insulă, deci 112 soldați, nu e un premiu foarte mare. Deci, da, nu e prea important. Și bun, discutăm asta cu insulele și cu străinii, mai am un anunț de făcut. Ne apropiem de episodul 40, de fapt ăsta e episodul 39, cum vezi și titlul. Și cum am zis la început, cred că am zis la început că e episodul 39, chiar nu mi-a țin minte. Ideea e că vreau să fac ceva puțin mai special în care să vă implic și pe voi. Știți că mai făceam eu acele clipuri în care îmi trimiteați voi mesaje, abonați-mi vechi, știu chestia aceasta. Așa că, din nou, vreau să fac o chestie de genul, probabil va fi ultima, nu știu, cam asta plănuiesc să fie ultima chestie de genul. Și în ce constă pentru abonații noi, îmi trimiteți mesaje cu păreri despre serie, despre mine, despre cont, despre cum am evoluat sau chestii de genul și eu am să le prezint pe cele mai bune, cele care îmi plac mie foarte mult, am să le prezint pe YouTube într-un episod și cam despre asta va suna clipul, așa că aveți șansa să apăreți pe YouTube mai mult decât în acele episoade cu prezentarea caselor voastre, care
Probabil va apărea peste 2 săptămâni un episod nou din acela, vă voi anunța și da. Hai să mai facem repede niște stegulețe, mă pregătesc pentru data viitoare. Cred că o să fac undeva la 20.000 de stegulețe din acestea până data viitoare, deci mă descurc. Bun, hai să vedem. Aici văd că, oh, să mai pun altceva, untul să mai pun frumos la făcut. Săptămâna viitoare o să termin toate turnurile la level 4 și după mă încep să le fac la level 5, să termin și aici odată. Bun, bun, bun. Ok. Mai facem niște stegulețe și după, nu știu, mai vedem pe aici. Va fi așa un episod puțin de nou plictisitor, îmi pare rău și pentru episodul trecut, doar că nu știu, n-am dispoziția asta să joc acum așa mult, mai ales că am pierdut aia 3500 de soldați cu care puteam să iau lejer top 100. M-a demoralizat destul de urât. Am vrut să mă las de joc atunci, fraților, și nu știu, m-a simțit foarte nașpa. Aici am văd că niște stegulețe, 3800. Unde mai am? Cred că mai aveam pe Atena, dacă nu mă înșel. Da, pe Atena mai am 3000 și ceva, gen 3700 și ceva. Am aici 2000 pe Hades, plus pe regate. Am acum, stai. Hai să calculăm cât avem mai exact. Deci, 1200, hai să o luăm așa frumos. Deci, 1200 cu 2000 parcă, da, 2004, hai zicem, luăm așa aproximare, ar fi 3200, că e 2100, stai, 2200 e la primul, hai că mă rețin. Facem noi altcumva mai bine. Intrăm așa frumos în stocare și avem prezentarea generală a tuturor caselor. Bun, unde e? Deci 1200 cu... Stai unde mai... cu 2800, deci 3300, da, fix 3300, chiar mai mult de fapt, deci cu 3800 ar veni 6000-7100, cu încă 3700, 10100, hai să fie 10900, 10800, pardon, 10800 cu 10800, 11.000, 12.000, 12.000, 13.400, 14.400 de stegulețe, hai să zicem așa. Da, aproximativ 14.500 de stegulețe. Și până data viitoare, adică o săptămână și ceva, mamă, pot să mai mult de 20.000. Desigur o să iau postul dacă nu o să fiu plecat sau să intervine ceva. Sper să ne zetreze din nou, dacă nu, nu o să mai dau niciodată pentru top 100. Și da, ce să mai facem pe aici? Hai să suntem aici pe insule, să ne vedem cine e prin top acum. Oricum o să fac gen un clip diseară, pentru cei care nu o să fie on pe la 1-2 noaptea, dar ce atunci se resetează insulițele. O să fac așa un mini clip de 5 minute, în fel de montaj, în care o să vă arat aproximativ cine a ajuns prin top, cine, adică cum a terminat primul loc. Ok, hai să continuăm aici frumos, să ne uităm ce alianțe sunt prin top. După cum vedeți, la aceasta foarte multe alianțe au făcut multe puncte. Și chestia se datorează datorită, da, s-a desfășurat, nomazilor. De ce nomazilor? Știți că prima dată când au venit nomazii cu acei timpi, puteai să mergi de mai multe ori să iei acei timpi, adică eu am luat vreo 300 de timpi de 5 ore, chiar dacă am mai puțin, nu ne-au luat foarte multe clipsi de acelea sau timp, cum vreți voi să ziceți. Și în acea săptămână toate baturile s-au direcționat cargourilor și puteți face instant. Chiar și eu am făcut instant, după cum am 24.000, aproape 25.000 de puncte. Cam atât vreau să fac 25.000, nu știu, poate reușesc, poate nu. Aș putut face 40.000, dar nu m-am stresat. Bun, hai să vedem cam câte alianțe au până acum 200.000. Deci 37 de alianțe au 200.000 de puncte. Deci foarte multe, după cum vedeți. Și probabil o să crească numărul, adică vedeți, astea, deci asta mai au foarte puțin. Și noi o să facem 200.000, deci nu e niciun stres. Deocamdată e nou limit pe primul loc, dar cum pare eu că o să ajungă nou limit, locul 1. Cum vedeți, în ordine lor mai sunt încă 25 de locuri și e o diferență de aproximativ 500,
500 și ceva de mii, 550 de mii, 560 de mii, nu știu. Acum n-am chef să calculez exact. No. Ideea e că nu e mare diferență. Și ca și idee, cu aia 25 de playeri, care sigur o să aibă peste 60-80 de mii de puncte fiecare, o să se mai adauge cu 1 milion și ceva. Deci, nu știu, slabe șanse să ajungă în limitul sau probabil nu o limitare, o tactică prin care probabil vrea să păcălească, să creadă că i-au atins deja numărul maxim, dar da, vedem. Oricum, oleul a tras destul de tare la aceasta, după cum vedeți, și mai am mulți playeri în rezervă. Deci, da. Bun, primele 5 aliați sunt No Limit, Ordinal Reload, Ordinal Phoenix și The Revolution. Nu știu, Revolution, The Revolution, pardon, îmi place foarte mult alianța asta. Sunt foarte mulți membri, dar nu mai sunt chiar așa mulți acum. Sunt destul de mulți membri din fosta mea alianță și îmi place că în fiecare lună au tras pentru insulă. Adică n-am văzut o lună în care să nu aibă peste 200k. Deci în fiecare lună, ba top 5, ba au ajutat tigri, ba au ajutat alte alianțe să facă top și tot așa. Deci niciodată n-au fost gen mai mult de locul 10. Adică, no, e o alianță bună, deci are playeri activi buni și după să se prindă top 5 în seara aceasta. Sigur au multe locuri libere, chiar dacă acum nu sunt libere, o să se facă acolo, poți face ușor locuri. Și după primele 10 alianțe au tras și ele foarte mult, deci 6.000 aproape, top 10, adică frate, 6.000 era în top 5, nu în top 10, deci e nebun el în aceasta, oricum la viitoare o să scadă drastic, dar cred că o să ajungă undeva la 3-4 milioane. Adică 3 milioane, vă dați seama că o să fie din start 3 milioane, primul loc, deci e minimul. Deci acum aproape au 3 milioane, primul loc, și dați seama, o să fac o groază de mutări în ultimele 2 ore și în ultimele minute se pot face, chiar și luna trecută, în ultimele 15 minute s-a răsturnat situația și a ajuns de X-ul pe primul loc. Favoarea era în favoarea Arcadiei, asta în data asta. Și în ultimul moment, cu ajutorul reload-ului, care era OL3-ul atunci, s-a ajuns la locul 1. Bun, și în seara aceasta voi sta puțin să urmăresc aici evenimentele. După ce facem și noi 200.000 de puncte, mă voi retrage puțin să mă uit la un anime. Pentru cei care nu știu, sunt pasionat de animeuri. Și dacă vă întrebați ce anime urmăresc momentan, pentru cei care urmăresc și anime-ul și n-au văzut și chiar recomand, Sword Art Online. Ok, cineva s-a mutat aici. aici era alea afară, da? S-a mutat cineva pe locul lui. Ok, mi se pare ciudată cum o să fie aici un player lângă mine. Ok, poate va crește, poate va la noi, dacă joacă activ, nu știu, vedem. Și da, ce anime-uri mă uit eu acum și recomand? În primul rând, Sword Art Online, e un anime genial. Deci e vorba despre o cască care te bagă în realitatea virtuală și practic tu îți controlezi caracterul cu propria-ți minte. Adică, practic tu ești în joc și în funcție de joc simți durere sau ai abilități diferite. Dar oricum e genial animeul. Unul mă pun aici să povestesc tot animeul. Am ajuns la sezonul 2, episodul 2 și o să mă retrag de seara să urmăresc acel anime. Și un alt anime la care mă uit, stați că nu vine acum exact tot numele. Cred că am să-l pun pe ecran. Am să pun numele pe ecran, nu știu exact tot numele și nu vreau să-l pocesc, nu vreau să-mi bag joc. O să recomand și animeul acela și sunt multe animeuri care le recomand, adică majoritatea animeurilor care m-am uitat le recomand tuturor. Și acum am să le număr aici, poate să fac un Q&A sau ceva de genul și eu am să le pardon, enumăr acolo sau să fac un clip special despre animeul care îmi plac mie, la care mă uit. Și încă unul la care mă uit e Naruto Shippuden. Este destul de avansat acum, încă puțin, bine puțin, încă câteva luni și se termină și sezonul. Ce câteva luni? Pentru că apare doar un episod pe săptămână și ține destul de mult. Ok. Tot aceasta, mai am niște timp.
Deci, destul de mulți, pot să zic. Destul de mulți pentru ceea ce vreau să fac eu. Adică, vezi, am 26-24 de ore și 5 de 6 ore. Ideea e că mâine vreau să fac toate clădirile la maxim pe insule. Gen donjon level 4, stăcare level 7, cazarmă level 5 ca să recrutez și aici, de acum încolo. Dar nu știu dacă ar merita să recrutez pui mie, adică n-ai rost să fac. Ideea e că o să fac atelier de asediu level 3 ca să fac și stegulețe, chiar de care fac destul de încet aici, o să pice bine, adică într-o lună pot să fac vreo 2000-3000 și nu strică. Ok. Și cam asta e ideea, vreau să dau câteva extinderi și să fac astea la maxim. Am destul de resurse din străini. Și da, cam atât pe acest episod. A fost mai mult așa un info-video despre ce voi face, sau nu neapărat ce voi face, cam care sunt planurile mele. Nu chiar foarte multe planuri, dar pentru zilele acestea. Și sper să devină destul de interesant animeul ăla, la care v-am zis, Sword Art Online sezonul 2. Este un joc total diferit în care se petrece acțiunea în sezonul 2 și asta mă face destul de curios. Primele două episoade m-au atras destul de mult, adică este genul anime în care într-un episod se petrece foarte multă acțiune, adică nu e un episod în care o bătălie gen se duce pe câteva episoade, într-un singur episod se petrece foarte mult, se derulează foarte mult de anime, deci are poveste foarte lungă în câteva episoade scurte cum ar veni, dar e foarte interesant, adică nu se întinde un episod pe trei episoade, asta am vrut să zic. Și da, cam atât acest episod, acum încheiem, doar ce am lungit-o prea mult, sper că v-a plăcut, nu uitați să dați like, comment, subscribe și ne vedem data viitoare. Salut!